mult de la preselecția concursului Pun pe Ariu pe Talent până în finală? Nu pot să spun că a fost unul foarte ușor. Multă pregătire, agitație, emoții, dar cred că s-a văzut un oarecare progres la fiecare concurent. Cum a fost în seara asta, pe scena aceasta și în acest context în care au fost mult mai mulți susținători decât la o preselecție sau o finală din liceul vostru? Am fost impresionată să-mi văd venind colegii cu banner și tot felul de chestii să mă susțină. Ce să fie, emoție mare, mare, deci tremuram de parcă aș fi avut Parkinson, sincer. Și nu știu, sper că am transmis și asta e tot ce contează. Cine a gândit întreaga coreografie, pentru că spre deosebire de cei care s-au prezentat până acum pe scenă, tu ai avut ceva original. Ai avut un întreg scenariu cu măsuțe, cu dansatori, cu servire. Da, deci ideea a pornit de la un simplu buchet de trandafiri adus de un băiat. Între timp am schimbat și am făcut imaginea de restaurant. M-a ajutat foarte mult și Asia, coreografa de la Unlimited Beat, care îi mulțumesc foarte mult. Și pur și simplu ne-a venit ideile ascultând...